Un grav accident a avut loc în urmă cu puțin timp la ieșirea din orașul Giurgiu, sensul de mers spre București. O tânără a murit și alte 4 persoane au fost rănite. Detalii despre acest cumplit caz ne aduce acum colega mea, Alexandra Marin. Alexandra, bună seara! Bună seara, Magda, bună seara, doamnelor și domnilor. O tânără în vârstă de 22 de ani a murit, iar 4 persoane au fost rănite într-un grav accident produs în urmă câteva momente pe drumul național 5. Accidentul s-a produs între două autoturisme care s-au ciocnit după ce unul dintre acestea a intrat pe contrasens. Dintre cele 4 persoane rănite, două erau copii în vârstă de 3, respectiv 8 ani de zile. Potrivit informațiilor furnizate de către reprezentanții poliției județene Giurgiu, șoferul unuia dintre autoturisme a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens. Mașina s-a răsturnat, iar femeia din dreapta a rămas încarcerată. Șoferul autoturismului Dacia 1300 este un tânăr în vârstă de 21 de ani din comuna Giurgiuveana Daia. Femeia a rămas încarcerată, a decedat la scurt timp de la producerea accidentului. Aceasta era soția șoferului care a produs accidentul. În cea de-a doua mașină se afla un bărbat din București în vârstă de 37 de ani. Ambii au fost testați cu aparatul etilotest, iar în ambele cazuri rezultatul a ieșit negativ. În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală și ucidere din culpă. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere!